Atacul a avut loc în orașul Kremenciuc, la sud-est de Kiev. Centrul comercial, unul dintre cele mai mari din zonă, a fost lovit de ruși cu mai multe rachete. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări și s-a instalat panica. Au fost scene de coșmar, oamenii s-au călcat în picioare ca să poată fugi cât mai repede din mall și să se îndepărteze de clădire. Echipele de salvare acționează non-stop pentru a încerca să mai găsească supraviețuitori. Localitatea Kremenciuc se află pe malul râului Nipru și este relativ departe de linia frontului din Donetsk. Nimeni nu se aștepta la un atac de asemenea proporții. Guvernatorul regiunii a declarat că este o crimă de război, un act de teroare asupra populației civile din acest oraș industrial. Președintele Volodymyr Zelensky a scris pe Telegram: e inutil să sper decență și umanitate din partea Rusiei. Comunitatea internațională e îngrozită de acest atac îndreptat împotriva unui obiectiv 100% civil. But it is deplorable, to say the least. Any sort of civilian infrastructure, which includes obviously shopping malls and civilians, should never ever be targeted. We're obviously concerned about the intensifying fighting that we have seen. Premierul britanic Boris Johnson a declarat că atacul de la Mol este încă o dovadă a cruzimii și barbariei președintelui Rusiei Vladimir Putin.